Hai, hai, că e 6 jumătate. Nu, nu, nu. Nu mai vreau. Da-da-dam, ti-di-di-dam, ti-da-dam, pam-tam, ti-da-di-da-dam. Bună dimineața! Bună dimineața, copii! Bravo, ați venit! Dar unde-i somnorosul de Radu? Hai, Radu, hai! Mișcă, hai! Începem cu rotiri de cap și de trunchi. Hai! 1, 2, acum cu brațele, mai bine cu brațele. 1, 2, 3, hai Radu! Da. Raluca, spatele drept. Hai Radu, undu Trișa. Da. Spatele drept. Așa, și brațele deschise. Suge burta, da. Ia uite. Spatele drept, coloana. Și fă mișcarea cu brațele. Lateral. Da. Privirea înainte. Da. Bravo, privirea înainte, lateral, 2, 3, 4, 1, 2, 3, suge burta, spatele Raluca. Așa începea fiecare zi din viața mea de mai bine de un an, de când m-am căsătorit cu Raluca și m-am mutat în casa soacrei mele, care își revărsa asupra noastră întreaga ei bunătate excesivă și autoritatea de profesoară de gimnastică recent pensionată. Mama soacră este o gospodină fantastică, iar casa strălucește de curățenie. Pentru acest lucru, trebuie să mă supun unor reguli implacabile. Săruna! Radu, scoate mamă pantofii, te rog, scoate pantofii, aduci numai mizerii în casă și microbi. Vezi că ai papucii sub cuier, acolo îi găsești mereu. Hai, te rog! Da. Nu se fumează în casă. Ne îmbolnăvești și pe noi, ceilalți. Afum perdelele pereții. Și-ți distrugi și tu plămânii. Da. Dacă vrei să fumezi, te duci în balcon. Da. Dacă vrei tu. Sau în stradă. Da. Uite, e mai sănătos. Ce zici? Ah, Radule, te trântești așa pe cuvertura asta, uite-te și tu, cu hainele de pe stradă, de la servici, din tramvai. Nu, nu. Scoate-le, te rog. Da. Da-da-dam, tin-din-din-nam, tin-da-dam, așa. N-ai nicio treabă. Învingem în ultima fază a partidei. Ce nebunie! Publicul este în delir! Un vulcan în erupție! Câștigă România! Azi e ziua de curățenie. Trebuie să bați covoarele. Te rog. Da. Hai. Raluca? Da? Vrei să mergem într-o seară la film? Da, cum să nu? N-am mai fost de ceva timp, chiar mi-ar plăcea. A părut unul tare. Grăbiți-vă, copii! Am auzit că vreți să mergeți la film. V-am făcut o surpriză. Am fost de dimineață după bilete. Pe bune? Nu trebuie să vă deranjeți. Am stat la o coadă.
dar am reușit. Acuși plecăm. Mă duc să mă aranjez un pic, mă scuzați. Voi cum vă îmbrăcați? Sport sau? Vin imediat! Când am reușit să ne luăm mașină, am hotărât cu Raluca să mergem la mare să sărbătorim. Și eu. Surpriză. Surpriză. Venea cu noi. Hai, Radu. M-am pomenit deodată, ducând în permanență o căsnicie în trei, soacra mea fiind nelipsită oriunde ne-am duce. Niște lapte pentru un somn bun. Iar Radu, că cine bea lăptic are un bun somnic. Cine bea lăptic are un bun somnic. Frumoasa lui mama. Ăsta trebuie pus în apă imediat. Noapte bună. Culcare. Somn. Deci gata. Gata. Radu, Radu, nu, aude. Nu mă interesează. Nu mai vreau lăptic și nu vreau somnic și nu mai vreau nimic. Gata, trebuie să ne mutăm dracului odată. Așa și unde? Nu știu, oriunde, dar nu aici. Înțelege că nu e o persoană rea, e doar grijul ei. Noi suntem singura ei familie. Deci nu, tu nu pricepi? Nu mai vreau lăptic, gata. Okay, nu mai vreau. Îți promit că mâine dimineață mă duc eu și vorbesc cu ea. În regulă? Ok? Hai, nu mai fi supărat. Hai, Radu. Trebuia să fac ceva. Așa nu mai puteam să trăiesc. L-am căutat pe unchiul meu, om înțelept, să-mi dea un sfat. Unchiule, crede-mă că nici în armată nu mi-a fost mai greu decât aici. Mă, poate eu te înțeleg. Tu știi că problema e destul de gravă. Când spune că s-a pensionat? Acum un an, înainte să mă căsătoresc cu Raluca. Și răposatul, cu ce s-o ocupa? Major activ. Da. A murit moarte subită. Da, a rămas văduvă de vreo 10 ani. De 10 ani. Vezi tu, doamna este o femeie încă tânără, cu foarte multă energie. Ea încearcă și vrea să-și canalizeze energia, trebuie noi să găsim în altă direcție, să găsim o preocupare. Așa este și ea. Dacă preda matematică, fizică sau vreo limbă străină, ce că acum ar fi dat meditații. Dar ea a fost profă de sport, mă înțelegi? Ce-ți faci, meditații cu mingea medicinală? Cu mingea, nu. Ce să faci? Și nici cu cucoane de vârstă nu vrea să te de vorbă. Că ales bătrâne și plicticoase babele de acolo. Da, ei, nu, nici așa. Mă, Radule, ce să spune, mă, ție, tată? Da, Evrica, am găsit. E un secret pe care trebuie să-l știm numai noi doi. Nici măcar Raluca-i să nu-i spui nimic. Ce încredere în ochi. Ai în mine încredere. Viața! Viața e viață, da, vom vedea.
doua zi m-a sunat unchiul și mi-a dat o veste minunată. În weekend, chiar de ziua mea, avea să vină cu surpriza, care s-a lăsat greu convins și căreia îi cumpărase două bilete la teatru. Vă rog să mă iertați pentru neîndemânare. Nu face nimic, Radu. Dacă sunteți făcuți din același aluat, nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată musafiri în casă și bărbatul mi să nu fi pătat fețele de masă. Nu face nimic. Este o gospodină desăvârșită. Mulțumesc. Întotdeauna mai e loc. Aș avea două bilete la teatru pentru mâine. Aș fi fericit dacă vreți să mă însoțiți. La teatru? N-am mai fost de 10 ani. Sigur, mulțumesc mult. Copii, tortul, haideți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Bravo! Cine să trăiască, Radu să trăiască, la mulți ani! Și Mimi să trăiască! Rămână! Am petrecut cu Raluca o seară cum n-am mai avut de mult. Doar noi doi. Pe masă. Îl binecuvântam pe unchiul meu. Nu mă gândeam, Raluca. Hai, stai, stai și stai. Stai, ieșirile mamei soacră devenit o obișnuință, astfel că eu și soția mea petreceam fiecare seară singuri. Aflasem între timp de la unchiu că domnul Paul este fermecat de-a binelea de soacra mea. O astfel de femeie nu întâlnești de două ori în viață. Drept urmare, lucrurile au evoluat de la sine. Dragii mei, am să vă comunic ceva foarte important. Asta pentru că programul nostru de viață se va schimba un pic. Dimineața o să vă pregătesc micul dejun tot eu, cum știți. Dar la prânz va trebui să vă descurcați singuri. Să spălați vasele, să nu lăsați filimituri. Pentru că eu am să lipsesc după amiezile, mai ales sâmbăta și duminica. De ce s-a întâmplat? Paul m-a cerut de soție și am acceptat. Felicitări! Mulțumesc! Am toată încrederea în voi că o să vă descurcați, sunteți mari de acum, nu? În tine, Radu, am încredere. Ceea ce a urmat a fost minunat. Mama soacră și domnul Paul s-au căsătorit și s-au mutat într-un apartament. Iar eu și cu mami
Ne-am bucurat de tot timpul liber și am realizat numai lucruri frumoase. Și așa am trăit cu toții fericiți. Ce povești îi spui? Povești minunată.